Proiect de hotărâre numărul 6 din 18 ianuarie 2022 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurată în hotărârea de Consiliul Local al Municipiului Buzău numărul 259 din 23.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva în domeniul public al municipiului Buzău, a unor suprafețe de fond forestier aferente pădurii Crâng, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unui păduri parc. Primăria Buzău își dorește preluarea fondului forestier aferent parcului Crâng pentru amenajarea unei păduri parc. Demersul a fost început în anul 2020, dar din pricina unei erori de redactare, proiectul nu a putut fi dezbătut în ședință de guvern. Ultimul aviz pe care l-am avut pe hotărârea de guvern ca să intre în ședință pentru preluarea pădurii Crâng a fost cel de la Ministerul Justiției. Cei de la Ministerul Justiției au sesizat în hotărârea noastră de Consiliu o eroare materială în sensul că la o sintagmă acolo s-a folosit 2 ani de la data transferului, de la data transferului trebuia prins și noi am pus de la data preluării. Deci e vorba de un cuvânt. Și ca să intre în ședința de guvern era nevoie de corectarea acestei erori materiale în hotărârea mea. Dacă se va realiza transferul între Rom-Silva și Primăria Buzău, atunci administrația locală promite un program de împădurire a zonei forestiere aflate de jur împrejurul parcului Crâng. Noi avem obligația, conform legii, ca în 2 ani de zile să elaborăm un proiect tehnic avizat de către structura din cadrul Ministerului Mediului, apoi 5 ani de zile avem obligația, după aprobarea acestui proiect, să îl implementăm. Bineînțeles că, în primul lucru, va trebui să demarăm această lucrare de proiectare, care va include remarcări, absolut tot ceea ce înseamnă pentru revigorarea și renașterea, să-i spunem, pădurii Crâng. În pădurea din parcul Crâng au avut loc tăieri masive de arbori. Specialiștii silvici luând această decizie ca urmare a îmbolnăvirii ulmilor cu o ciupercă. Din nefericire, până la acest moment nu au fost efectuate plantări de arbori, existând însă o promisiune în acest sens din partea Direcției Silvice Buzău.